Da, așa, este multe momente emoționale aici la Liceul Teoretic Mihai Viteazu din Caracal. Am discutat cu colegii Alexandrei. Niciunul dintre ei nu vorbește la trecut. Toți sunt convinși că Alexandra trăiește și speră ca într-o bună zi ea să se reîntoarcă aici la școală. Au fost copiii, de altfel, adresează întrebări, foarte, foarte multe întrebări. I-am ascultat vorbind aici în curtea școlii, în clasă, cum întrebau, cum discutau între ei. E imposibil să fi murit, e imposibil. Noi sperăm ca Alexandra să fie undeva luată, iar autoritățile să reușească să o găsească. Cum ar fi, se întrebau între ei, ca Ale, cum îi spuneau ei, să vină înapoi în clasă. Cert este un lucru. În catalog, numele Alexandrei Măceșanu va fi trecut în continuare. Atunci când profesorii vor striga catalogul, vor pronunța numele ei, colegii discutau astăzi, toți se vor ridica și vor spune prezent. Banca a doua, de pe rândul din mijloc, va rămâne, bineînțeles, neocupată până când, spun colegii, Alexandra se va întoarce aici la școală înapoi.